Din cauza banilor am urcat la etajul 5 și am vrut să sar. Asta a mărturisit bărbatul de 41 de ani care în această după-amiază a urcat beat criță pe acoperișul unei clădiri părăsite din centrul municipiului Bălț și a vrut să-și pună capăt zilelor. Chiar dacă a urcat pe acoperiș pentru a-și pune capăt zilelor din cauza problemelor de la serviciu, după ce a fost coborât de către salvatori, el a negat că intenționa să sară. Eu am spus că nu, cum mai am problemă. Это проблема всех людей, которые там работают. Я вот решил там покурить сверху, просто отдохнуть просто. Potrivit acestuia, pentru că nu a primit toți banii promiși de angajator, nu are din ce să achite creditul și nici facturile. Вы получаете, к примеру, 3000 лей, да, или 4000 лей, да? А вот говорит, вот отдать должна дать, да? Вы даете кредит, отдаете комунальные все. И что у вас остается у вас? 100 лей? Что вы обычно 100 лей делаете, скажите, пожалуйста? У вас есть семья? Да, у меня есть семья. Жена, дети, сколько? Есть. А сколько детей? Двое. Oamenii care au urmărit cele întâmplate au declarat că salvatorii au acționat prompt și au reușit să-i salveze viața bărbatului. Eu am intrat la benzinărie auto să mă alimentez, să savurez o cafea, dar într-un motiv am observat multe echipaje de poliție și salvatori. Am văzut cum o persoană necunoscută stătea sus la ultimul etaj. Pompierii și poliția noastră au activat foarte clar și operativ. Pompierii au fost alertați de către un martor ocular. Potrivit IGSU, salvatorii au reușit să coboare o persoană care amenința să se arunce în gol de pe o clădire părăsită de la etajul 5. Apelul serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:28. La fața locului au intervenit salvatorii din cadrul Direcției Regionale de Căutare Salvare numărul 2, care s-au urcat pe acoperiș și în urmă convorbirilor au convins persoana să coboare. Bărbatul a fost preluat de polițiști pentru stabilirea circumstanțelor. Potrivit informațiilor preliminare, acesta va fi internat la Spitalul de Psihiatrie din oraș.